Salutare tuturor! Am revenit cu un nou episod de podcast alături de colega mea Mihaela Mann, manager al Departamentului de Conformitate. În ultimul episod al podcastului am discutat despre modificarea sistemului de impozitare de la bursă, modificări ce au intrat în vigoare de la începutul acestui an. Între timp, Autoritatea de Supraveghere Financiară, împreună cu Ministerul Finanțelor, a emis o instrucțiune cu privire la determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital. Ce ne poți spune despre această instrucțiune, Mihaela? Această instrucțiune a fost publicată pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară în data de 20 februarie, ea urmând să fie publicată și în Monitorul Oficial. Instrucțiunea vine în completarea codului fiscal cu referire la capitolul privind veniturile din investiții, pentru că, așa cum se precizează și acolo, în aplicarea prevederilor se vor emite norme speciale ASF în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice. Și ce prevede această instrucțiune mai exact? În primul rând, instrucțiunea vorbește despre determinarea prețului de cumpărare al valorilor mobiliare, aspect important în determinarea ulterioară a câștigului impozabil al investitorului. Se specifică faptul că prețul de cumpărare se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat și cuprinde costurile aferente generate de operațiunea de cumpărare. Aici aș vrea să aduc o precizare legată de costul de cumpărare. În instrucțiune este specificat că acesta se compune din comisioanele percepute de intermediari și din orice alte costuri necesare pentru efectuarea și finalizarea unei tranzacții și realizate la momentul tranzacției. Astfel, costuri precum taxe de administrare sau anumite taxe pe profit percepute de intermediari anumitor categorii de clienți, de exemplu clienții administrați, nu pot fi asociate costului de cumpărare. Cu privire la ordinea de vânzare a valorilor mobiliare din portofoliu, se utilizează metoda FIFO, adică de la cea mai veche deținere la cea mai nouă, ținând cont de prețul mediu ponderat. Acest principiu este aplicat și pe piețele externe sau doar pe cele interne? Nu este obligatoriu să fie aplicat și pe piețele externe. De exemplu, partenerul cu care Goldring colaborează are stabilit, implicit la deschiderea contului, ca și metodologie, metoda FIFO. Clienții au însă posibilitatea de a-și modifica din contul de tranzacționare metodologia aplicabilă pentru o anumită perioadă de timp sau pentru un instrument financiar sau pentru toate tranzacțiile în vederea optimizării fiscale. Astfel, clientul are opțiunea de a alege între metoda FIFO, LIFO, metoda celui mai mare cost, poate să opteze să-și maximizeze câștigul pe termen lung sau scurt sau să-și maximizeze pierderea pe termen lung sau scurt. Știm că în ultima perioadă au tot existat discuții despre aceste practici ale intermediarilor de până acum, cu privire la normele privind impozitarea și totuși este bine că autoritățile au clarificat această situație. Așa este, a existat și în trecut o astfel de instrucțiune. Este vorba despre instrucțiunea 12 pe 2005. Ea a fost însă abrogată în anul 2008 și de atunci practic nu a mai existat un cadru legal cu instrucțiuni clare cu privire la determinarea prețului de achiziție pentru anumite operațiuni specifice pieței de capital. Acesta este și motivul pentru care unii intermediari, chiar și după abrogarea instrucțiunii, au continuat să aplice acele prevederi, iar alții au început deja să aplice prevederile din instrucțiunea de azi, având în vedere că, în realitate, aceasta a fost transmisă intermediarilor spre consultare de către ASF încă din luna noiembrie 2020. Așa că, în cazul acesta, nu cred că putem vorbi despre cine a procedat sau nu corect, în lipsa unui temei legal aplicabil. Ce situații specifice mai cuprinde noua instrucțiune cu privire la calculul prețului de achiziție? Sunt multe prevederi specifice în instrucțiune, aș vrea însă să le punctez pe cele pe care eu le consider de interes în prezent, având în vedere operațiunile derulate pe piața de capital românească. În primul rând, față de vechea instrucțiune, avem prevederi cu privire la acțiunile gratuite intrate în portofoliul investitorului ca urmare a unor operațiuni de majorare capital social. Majorare produsă în urma unor evenimente de tipul încorporare rezerve, prime de emisiune, repartizare, rezultare, portare, prezentând profit. Astfel, acestea vor fi înregistrate în portofoliul investitorului la valoare zero și nu la valoare nominală, cum prevedea vechea instrucțiune. În practică, au existat însă dezbateri pe această temă, întrucât, așa cum știm, emitentul înregistrează aceste acțiuni la valoare nominală, nefiind posibilă, conform legislației contabile, înregistrarea cu valoare zero în contabilitate.
Cu toate acestea, nu putem asocia această operațiune cu cea înregistrată de persoanele fizice, cu atât mai mult cu cât investitorul nu depune niciun efort financiar. Mai mult, înregistrarea acțiunilor gratuite în cadrul unui emitent se înregistrează în contul de rezerve, iar la recunoașterea lor din contabilitate, societatea înregistrează un venit impozabil, care nu este compensat de nicio cheltuială aferentă, această operațiune echivalând pentru emitent cu baza fiscală zero asimilată persoanelor fizice. O altă prevedere a instrucțiunii se referă la prețul de achiziție al acțiunilor, obiect al diminuirii de capital social prin reducerea numărului de acțiuni în vederea acoperirii de pierderi. Aici prețul de achiziție se ajustează cu raportul dintre numărul de acțiuni noi rezultate pe numărul de acțiuni vechi. O altă schimbare pe care o aduce noua instrucțiune se referă la stabilirea prețului de achiziție în cazul succesiunilor. Dacă până acum valorile mobiliare din succesiune intrau în portofoliul investitorului la valoare zero, cu includerea costurilor privind succesiunea, acum acestea vor fi înregistrate la prețul de achiziție plătit de defunct la data achiziției și dovedit cu documente justificative la care se adaugă costurile privind succesiunea. Ultima prevedere pe care aș dori să o menționez aici se referă la operațiunea de retragere de la tranzacționarea unui emitent. Dacă până acum nu existau prevederi clare cu privire la obligația de calcul a acestor câștiguri-pierderi înregistrate de investitori, acum se specifică că obligația calculului câștigului sau pierderii îi revine intermediarului la care au fost înregistrate acțiunile sau acționarului în cazul în care acestea se aflau la depozitarul central. Și ce se întâmplă atunci când un investitor își transferă valori mobiliare de la depozitarul central la un intermediar? Aici, în practică, pot apărea unele confuzii. Atunci când un investitor decide să-și transfere valorile mobiliare de la un intermediar la depozitarul central, trebuie să știe că depozitarul central nu ține evidența costului sau a datei de achiziție pentru valorile mobiliare transferate. Astfel, la data transferului, intermediarul este obligat să furnizeze clientului un document care să-i ateste costul de achiziție și data dobândirii, document pe care clientul trebuie să-l prezinte ulterior unui intermediar la care dorește să-și transfere acțiunile de la depozitarul central. În caz contrar, noul intermediar are obligația de a înregistra transferul la preț zero. Acum se practică transferul direct prin intermediari fără interpunerea depozitarului central, așa este? Da, migrarea de la un intermediar la altul se realizează acum mult mai simplu, direct între intermediari, în baza unei instrucțiuni a clientului. Însă, intermediarul are obligația de a furniza clientului documentele care dovedesc prețul și data de achiziție. În ceea ce privește determinarea câștigului din investiții, bineînțeles pentru tranzacțiile la BVB în euro, ce curs valutar se folosește? Pentru sumele în euro se utilizează cursul BNR de la data tranzacției, astfel intermediarea obligația, ca la transmiterea anuală a câștigurilor pierderilor clienților, să furnizeze acestora informațiile în lei. Și acest principiu este aplicabil și pe piața externă? Nu, pe piața externă clientul își declară, prin intermediul declarației unice, câștigul sau pierderea pentru fiecare loc de tranzacționare, fără a le putea compensa între ele. Cursul valutar utilizat în acest context este cursul mediu determinat de BNR pentru anul de raportare. Și în încheiere, înainte de a termina podcastul, Mihaela, ar mai fi ceva de adăugat, ceva de interes pentru ascultători? Un mic aspect, având în vedere noul sistem de impozitare, intermediarea obligația să pună la dispoziția clienților, după fiecare tranzacție, informații privind impozitul reținut la sursă. Aș menționa aici faptul că, în conformitate cu prevederile instrucțiunii, acest impozit se rotunjește pentru fiecare tranzacție efectuată de client, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 sau mai mari. În plus, pentru că urmează sezonul depunerii declarațiilor unice și există în practică astfel de întrebări, aș vrea să reamintesc investitorilor care au deținut titluri de stat sau dețin încă titluri de stat că orice venit generat din vânzarea sau deținerea acestora, adică dobânzile încasate, este neimpozabil conform articolului 93 din Codul Fiscal. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, Mihaela, iar pentru ascultători, nu uitați, investiți inteligent! We'll be right back.